Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, bun găsit la Observator. De la 1 septembrie, autobuzele din Pitești nu mai pot opri în localitățile vecine municipiului pentru a lăsa cetățenii. Cea mai afectată de această măsură este comuna Bascov. Se caută însă soluții pentru ca transportul în comun să fie asigurat ca în trecut. Din prima zi a lunii septembrie, Primăria Pitești a transmis societății Publitrans, responsabile de transportul public în comun pe raza municipiului, că autobuzele din subordine nu mai pot opri în stațiile care nu se regăsesc în Pitești. Edilul Cornel Ionică făcea referire în mod special la linia 2 de autobuz, cea care avea capătul traseului în comuna Bascov. Decizia a fost luată, spune primarul Piteștiului, pentru a nu fi încălcată legea privind transportul public de persoane în localități. Dar este de drept să nu putem merge încă 200 de metri de la podiul la grăniciuire, noi la grăniciuire ne-am oprit. Am făcut stații și se pot vedea că aveți îndosat și hașurate și marcate și tot, am făcut stații, după care continui cu ușile închise pe teritoriul comunei Bascov și tot după sensul giratoriu. Ce lege, ce țară suntem? Și am explicat clar că suntem deschiși tuturor, absolut tuturor demersurilor, tuturor soluțiilor, dar am spus clar, legale, care să ne permită exemplarea acestui tip de transport. Deși a fost nevoit din punct de vedere legal să ia această măsură, edilul din Pitești declară că este dispus să protesteze alături de cetățenii nemulțumiți până când legislația privind transportul public de persoane în localități va fi modificată. Atenția primarului s-a îndreptat către parlamentarii de Argeș, cărora le-a cerut sprijinul în rezolvarea situației ivite. Mă solidarizez cu toți cei care sunt nedreptățiți, cu toți cei care își doresc transportul acesta, să nu zic metropolitan, că presupune mult mai mult decât atât, intercomunitar, între două localități. Și am în vedere, în primul rând, Bascov și apoi Ștefăneștiul. Dacă vin să facă grevă, să demonstreze, demonstrez și eu cu ei. Merg cu ei și la guvern, merg cu ei la Uniunea Europeană, unde se poate țipă mai tare să ne audă cineva. Poate ne aud parlamentarii care trebuie să inițieze, probabil, proiecte de hotărâre în Parlament. Dar rezolvăm problema oamenilor. Aici nu poți să-i separi. Ăsta e bascovean, ăsta e piteștean. Piteștenii au casă la Bascov, au servici alții la Bascov. Cei de la Bascov, în mare majoritate, au și servici acolo, dar în mare majoritate au servici și interese la Pitești. Vin la cumpărături, dacă vreți, vin la licee, vin la spitale, vin pentru orice problemă, pentru orice instituție, vin în Pitești. Autoritățile locale și-ar fi dorit ca situația să fi rămas neschimbată, cel puțin până când se reușea înființarea unei asociații de dezvoltare intercomunitară între municipiu și localitățile limitrofe. Faptul că autobuzele Publitrans nu mai pot, din punct de vedere legal, să oprească în Bascov, afectează mii de oameni, atât în Pitești, cât și în comunele limitrofe. Oamenii sunt nevoiți să treacă prin sensul giratoriu de la granița ale celor două localități pentru a ajunge în stațiile autobuzelor din Pitești. Iar situația a stârnit nemulțumiri în rândul autorităților din Bascov, care, alături de omologii de la Pitești, caută acum soluții pentru a rezolva această problemă serioasă. La fel de nemulțumit de situația creată de la 1 septembrie, precum sunt și cetățenii care fac naveta Pitești-Bascov, este și edilul Gheorghe Stancu. El spune că oamenii care pleacă zilnic la serviciu din Bascov către Pitești sunt nevoiți să treacă prin sensul giratoriu pentru a se urca în autobuzele Publitrans. Edilul este îngrijorat că, din cauza numărului mare de muncitori în respectiva intersecție, ar putea avea loc accidente rutiere grave. Lipsit de mijloace de transport, cei din Bascov, de la poșta Bascov și care veneau și după toate străduțele respective, către prima stație la poștă la Bascov, la capătă de linie, și care era o fluctuație extraordinar de mare, să vând de voit să meargă 1,5 km pe jos, până sensul giratorul, situația este foarte complicată. Vinerea trecută am avut un accident de circulație pe această temă. Un pieton a încercat să treacă, nu există în sensul giratorul, nu există nici de o parte, nici de alta semaforizare, că așa a fost conceput proiectul, sensul giratorul și pasajul subteran. Nu există, hai să zic că există o trecere de pieton, dar atunci când e bară la bară, nu mai există acea trecere de pieton, nimeni nu mai știe unde e trecerea de pietoni.
Nemulțumirea edilului din Bascov se îndreaptă și către parlamentarii de Argeș. Gheorghe Stancu așteaptă ca aceștia să modifice legislația pentru ca autobuzele din Pitești să poată opri și în localitățile limitrofe. În caz contrar, atât domnia sa, cât și consilierii locali din Bascov sunt hotărâți să își dea demisia din toate funcțiile politice. Din 17 consilieri locali, 12 suntem de la Partidul de Guvernământ și toți sunt hotărâți să își dea demisia. Adică dacă nu se rezolvă problema asta, e foarte acută și vreau chiar dacă pierd, deci, iar și eu vă spun sincer că conferința noastră la presă, dacă domnul parlamentar nu ne ajută și împreună cu primăria Pitești facem front comun, îmi voi da demisia din toate funcțiile de conducere la nivel de organizație pe nivel politic, rămân simplu membru. Zilnic, mii de persoane fac naveta între Pitești și Bascov cu scopul de a ajunge la serviciu sau la școală. Răspunsul problemelor și plângerilor edililor din Pitești și Bascov privind situația transportului public în comun ar putea fi la Sevil și Aidec. Potrivit conducerii Inspectoratului de Stat pentru Control Rutier, Ministrul Dezvoltării Regionale poate emite un ordin de ministru care să anuleze actuala legislație care prevede transportul public în comun între localități. Recomand domnilor primari să ceară ministerului care a elaborat această lege și norme de aplicare, adică MEDERAP-ul era în cauză, printr-o simplă modificare de ordin de aplicare 353, toate necazurile astea se pot anula. De ce? Pentru că nu Ministerul Transportului intervine în această chestiune legislativă. Doar MEDERAP-ul. Este legea dumnealor. Transportul public de persoane, județean și local este reglementat strict de această lege a MEDERAP, nu de către Ministerul Transporturilor. Edilii din Pitești și Bascov sunt hotărâți să facă apel la Nicolae Tudose, argeșanul secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale, în speranța că problema transportului public în comun se va rezolva legal. O programă diversificată, o ofertă educațională extrem de atractivă. Este ceea ce au prezentat mai multe instituții de cultură și învățământ zilele trecute în cadrul unui târg ce a ajuns la a treia ediție, în cel mai mare centru comercial din oraș. Părinții au avut astfel posibilitatea să cunoască oferte și să decidă unitatea școlară unde își vor înscrie copiii. Au avut de unde alege. Cu câteva zile înainte de începerea anului școlar, instituțiile de învățământ și-au prezentat oferta educațională în cadrul unui târg care are deja o continuitate acum, ajungând la cea de-a treia ediție. Toate acestea pentru a-i ajuta pe părinți în alegerea cele mai bune opțiuni pentru copii în ceea ce privește educația lor. Fiecare unitate de învățământ a pregătit pentru anul școlar 2017-2018 o activitate complexă, cursuri și programe diversificate, ce vor contribui atât la dezvoltarea copiilor, cât și la descoperirea talentelor. La Școala Populară de Artă vine oricine vrea să se inițieze în arte, în arte frumoase, în muzică, în pictură, în dans. Noi nu avem limită de vârstă maximă, cel puțin. Vârsta minimă pentru cursanții noștri este de 7 ani, trebuie să știe să scrie și să citească, dar limită maximă de vârstă nu avem. Avem chiar și un cursant de peste 60 de ani. Face orgă din pasiune. Avem foarte multe cursuri de instrumente muzicale, pian, chitară, vioară, instrumente de suflat, percuție și avem și cursuri de pictură și de dans. Copiii care vin la noi învață să trăiască frumos, învață să aprecieze frumos. Este vorba despre oferta cursurilor artistice foarte numeroase care se desfășoară în cadrul casei de cultură, limba engleză, canto muzică ușoară, canto muzică populară, dans modern, balet, orgă, pictură, modeling, karate. De asemenea, noi avem o sală minunată de spectacole pe care o putem închiria tuturor celor interesați și alte spații oferite spre închiriere argeșenilor. Avem acest ansamblu Doina Bascovului minunat care participă la evenimente de tot felul. Și pentru a fi cât mai convingător, reprezentanții acestor instituții de învățământ au vorbit despre realizările și performanțele pe care le-au obținut cursanții de-a lungul timpului. Noi avem și rezultate, de altfel astăzi a venit împreună cu câțiva copilași de la Canto Muzică Ușoară și cu o parte mică din lotul de balet și gimnastică ritmică, sub coordonarea Nicoletei Andrei, și avem campioane balcanice, de exemplu, pentru că m-ați întrebat de rezultate, avem campioane balcanice la gimnastică, copii din Bascov. Hey!
Duminică, pe stadionul Nicolae Dobrin a fost meci în memoria Gâscanului. Au jucat FC Argeș 1998 și Dinamo 2000, iar în teren au fost nume precum Adi Mutu, Bogdan Vintilă, Gianni Chiriță, Orionel Dănciulescu. Înainte de duel, fostele glorii de la FC Argeș au mers la mormântul lui Dobrin. Înainte de a reface echipa în teren, fostele glorii de la FC Argeș 1998 s-au adunat pentru a merge la mormântul lui Nicolae Dobrin. Aici au aprins lumânări, au depus coroane și au fost depănate amintiri. Plin de emoție, normal, pentru că a fost cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor. Mi-a fost antrenor, am lucrat împreună, am reușit să jucăm în cupele europene împreună cu dânsul ca director tehnic. Sunt anumite amintiri care îți revin în memorie atunci când ajungi la mormântul cuiva drag. Poți să aprindem o lumânare și e frumos. Un moment emoționant, un moment în care să aducem omagiu acestor trei personaje ale Piteștilor. Argeșul 98 mai poate fi egalat? Da, sper în viitor să fie egalat și în trecut chiar, dar e destul de greu. Apoi, în teren a fost spectacol. Duelul FC Argeș 1998 Dinamo 2000 s-a terminat 4-4. Mutu a jucat câte o repriză la fiecare formație și a marcat pentru fiecare dintre ele. Meciul a fost și o bună oportunitate pentru suporterii veniți la stadion de a face poze cu fostele glorii ale fotbalului românesc. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!